La Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara au ajuns 17.880 de doze de vaccin antigripal și începe distribuirea acestora la medicii de familie. Fiecare medic va stabili care sunt persoanele aflate în situație de risc și va decide, de comun acord cu aceasta, dacă să se vaccineze sau nu. Vaccinarea nu este obligatorie. Vremea rece și întoarcerea copiilor în școli favorizează însă răspândirea gripei sezoniere și acum este perioada propice vaccinării. Vaccinurile se găsesc deja în farmacii, iar medicii de familie primesc doze pentru pacienții aflați în situații de risc, pe care o gripă puternică i-ar putea afecta mai mult.